Bună, nanașilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Eu sunt Anana Maira, iar astăzi v-am pregătit acest look de stat în casă. O, Doamne, da! Acest look super de primăvară, vesel și plin de viață, ca să vă aducă și vouă în casă așa o briză de prospețime și de chef. E cam greu să ne ținem capul sus pe perioada asta, dar măcar am zis să folosesc timpul liber în ceva constructiv și a ieșit acest look. Pe parcurs vom și discuta tot felul de chestii, așa că va fi mai mult un chit-chat, get ready with me. Și acum pot să mă arunc liniștită în pat și să mă uit la seriale pe Netflix pentru că altceva nu am de făcut, citesc cărți, fac exerciții, bla bla bla. Așa că rămâneți în continuare. Vreau să vă spun că tenul meu este deja pregătit. Întotdeauna aplic serum, cremă, ce mai vreau eu să aplic, măcar cu o jumătate de oră înainte, ca să aibă timp să intre ca lumea în piele. Altfel se vor amesteca straturile și va rămâne probabil la suprafață, nu va ajunge atât de bine în interior și nu-și va face efectul, sau poate pătrunde și fondul de ten odată cu crema în pori și iar nu este deloc bine. Așa că supra-saturez dinainte cu tot ce vreau eu bun și hrănitor, iar de-abia peste vin cu machiajul. Am aici și o iritație de la alergia mea la pisici. Deci am alergie, în continuu îmi plâng ochii, mama are pisici. Nu una, are 5.000 de pisici, care sunt dragi, dar cu o limită. Adică eu nu pot să zic că mă omor după pisici. Îmi plac căței. Da, eu am alergii și la cai, dar și mai am alergii. Uite, și pijama mea este cu o pisicuță foarte drăguță. Sunt în pijamale pentru că, na, e o zi normală. Stau în casă, v-am zis. Încă voi mai sta în casă ceva vreme, așa că n-am de ce să mă formalizez. Iar astăzi o să fac un machiaj în nuanțe super vii, pentru că învie acum natura, vine primăvara. Așa o să fiu și eu, tot ca o primăvară. Și voi folosi palețica asta de la Jeffree Star. Și eu încă nu m-am hotărât exact ce nuanțe, dar o să vedem pe parcurs. Văzusem eu un machiaj care m-a inspirat, dar arăta bine gen în poze, nu mi se părea că e frumos și în realitate în un mod deosebit. Mop pe jos și albastru pe sus. Și prima oară voi încerca să-mi neutralizez puțin nuanța pleoapelor, pentru că nu vreau să mi se vadă toate vinișoarele astea. Mai ales dacă e ceva colorat, mi se pare că se așează mult mai bine pe o bază deschisă și opac decât pe ceva în mai multe tonuri. Și vin cu burețelul meu de la Beauty Blender, cu partea ascuțită, ca să intru în toate zonele astea mai înguste, să pot întinde ca lumea. Mi-am pierdut acum, credeam că o să am o mare inspirație de make-up, dar mi-am pierdut cheful și de machiaj. Statul ăsta așa în casă, închis, e foarte greu. Nu e așa cum credeam. Mă gândeam să mai ies totuși la soare. Eu am o pădure foarte aproape de casa mea și m-am gândit că dacă nu iau contact cu alți oameni, măcar să stau puțin, să mă încarc și eu, mă duc acolo în natură, stau liniștită. Și cred că o să fac treaba asta, pentru că v-am zis, e pur și simplu insuportabil. Mai ales să știu că are și la două blocuri distanță și nu pot să-l văd. Mai e suportabil. Eu nuanța Virgin. Aceasta super deschisă. Și o aplic pe toată pleoapa. Îmi place să am o bază albă. Înainte mai ales o foloseam când foloseam foarte mult paletele de la Too Faced.
Întotdeauna mi-aplicam nuanța albă pentru început. Dar banii mei la culorile astea pastelate și deschise mi se pare foarte folositor să o nuanță așa de bază deschisă și uniformă. Ajută foarte mult ca nuanțele pe care le aplicați după să iasă în evidență și să nu fie cam șterse și cam triste. Întâmplarea face ca nuanța de albastru și de mov, adică mov-ul ăsta și albastrul ăsta, să fie pur și simplu favoritele mele din paletă. Iau brain freeze albastrul acela și îl aduc aici în liu. Iubesc genul ăsta de nuanță. Iau jawbreak, nuanța asta așa. Aplic pe pleoapă. Nu țineam neapărat să am ceva sclipicios în machiajul ăsta, dar nu știu, pur și simplu ce altceva aș putea să pun. Anunța asta nu este aplicat de bine cum aș fi sperat, cum arată pe deget, vedeți cât de intense. Cred că ar trebui pusă pe bază, e cam fadă, făduță. Bravo, n-ai stil. Fac cabra mondială, să mai pun puțin pe margini cu albastru, ca să nu uităm cine e șeful aici. Iar acum trecem și la mov. Am să-l aplic ușurel. Și vin și în colțul intern cu albastru. Asta e un machiaj așa mai artistic, mai de carantină. Nu zic că e deputat în fiecare zi, dar dacă tot stăm acasă, de ce să nu facem scheme de-astea așa mai nebune? Să ne înveselim și noi ziua cu ceva? Sau măcar pur și simplu testăm, verificăm dacă ni se potrivește sau nu. Poate tot timpul am vrut să încercăm și nu am avut ocazia, fiindcă nu l-am fi purtat pe stradă. Acum ghiciți ce? Puteți să-l folosiți și nu o să zică nimeni nimic, că nici nu vă vede nimeni. O să folosesc un creion albastru deschis, Prance. Mi-ar plăcut albumul mai mult. Dar și din asta, dacă folosesc puțin, vad dacă decât tot așa un efect de alb. Acum o să-mi aplic mascara și revin în câteva secundițe. Am aplicat și fond de ten, concealer și pudră. După cum vedeți, la rimel mi-am pătat un pic pleoapa, așa că voi veni ușurel cu pensula spului să îndepărtez. L-am lăsat să se întărească și dacă nu merge, wow, chiar nu prea merge, e nașpa. De la Inglo cu Jennifer Lopez am o nuanță care se numește Boogie Down Bronze. Asta o folosesc de obicei ca pe un contur. Mie e cam caldă pentru un contur, dar nu știu, îmi place mie foarte mult, că oferă aspectul ăla fix bronzat. După ce plasez sub osul jumătic, trag în sus. Aplic și aici, pentru că aici am eu un gol. Aici. Îmi place foarte mult, cred că știți deja, dacă mă urmăriți de ceva vreme, cu o frunte bronzată. Pentru mine, cred că e una din cele mai faine chestii, plus o piele radioasă, așa. Cam astea sunt chestiile care îmi plac cel mai mult. Așa, acum n-am să insist foarte mult pe zona asta, eu mai duceam și două linii, dar nu cred că se vede, ci pur și simplu m-am zgâriat când m-am scărpinat. Am făcut alergie pur și simplu, nu știu dacă părul periei, că și aia mai face câteodată, dar nu întotdeauna, sau că a fost și păr de pisică amestecat și e vorba de pensula asta, cu păr de capră, în fine, a fost nașpa. De la MAC
am nuanța delicates sau delicates sau cum o vrea ea, bronzerul meu de suflet ăsta și cu butter bronzer și hula de fapt. Mi se par niște bronzere atât de frumoase, ăsta are o nuanță rece, ceea ce mi se pare minunat. Deci nu știu dacă vedeți, e satinat, nu e nici lucior, deși uite că pe piele zici că ar fi super cald, nu înțeleg treaba asta. Bine, dar oricum e un bronzer pur și simplu minunat, îl iubesc. Și gata, ne-am bronzat, suntem gata să plecăm în vacanță la Miami. Normal, da, doar n-aș fi închisă de coronavirus sau ceva. Și am să iau să-mi trasez și conturul sprâncenelor imediat. Astăzi parcă mi-aș și dori sprâncene din alea în sus, știți ce zic? Hai să-mi fac din alea, că nu mi-am mai făcut de 1000 de ani și mi-e dor. M-am dus să-mi iau săpunul pe spulii, pe pensula asta, știți? Săpun. Nu știu cine m-a urmărit pe mine de la începuturile mele sau cine știe, dar aici unde filmez acum e camera unde am filmat primul clip de pe YouTube. Multe, multe amintiri. Eu în Vâlcea filmam la început. Venise în curare și am stat o perioadă lungă. Aici m-am apucat de YouTube. S-au întâmplat multe, multe lucruri super drăguțe aici. Săpunul ăsta nu cred că e în mod special cel mai mult. Dar sper să-mi iasă ceva cât de cât. Să pun harcea parcea. Ok, iar acum vom veni cu firicele. Și va trebui să aveți răbdare, fiindcă hăt. Am terminat cu sprâncenuțele. Iar acum o să trecem la... nu știu dacă mai simt nevoie de blush. Hai, bine, punem puțin blush din paleta asta. Sau asta... nu știu nici eu. Asta, cred că merge cel mai bine, sau asta. Grab. Aplic foarte puțin. Oricum. Nu vreau să duc prea departe treaba asta cu blush-ul, dar vedeți că dă o strălucire așa proaspăt și îmi place foarte mult treaba asta. Iar acum o să vin cu un iluminator. Ia uitați ce minunație am găsit eu, pe care nu mai folosisem de 10.000 de ani. Și ce dor mi-era de iluminatorul ăsta, pentru că e pur și simplu divin. Și când ți-l porți mai bine decât când... deci un machiaj ori festiv, ori de stat în casă, că altfel nu prea. Nu. Mi-e greu de purtat, așa că e perfect de coronavirus. Glumesc cam mult pe tema asta cu corona. Trebuie să mă calmez. Faza pe de-o parte e super bună, dar pe de altă parte care, nu știu, mă face să nu prea înțeleg eu bine. Problema e că n-am avut pe nimeni, n-am nicio cunoștință care să fie
fost depistată cu corona sau cel puțin poate nu a știu care, că am mai cunoscut persoane care s-au îmbolnăvit în perioada asta. Așa că nu știu, parcă nu conștientizez încă exact cum stă treaba, cum e. Știți cum e, n-am de unde eu să îmi dau seama cât de gravă este în realitate până nu văd exact. Ok, iar acum vin cu rujul. O să-mi aplic Teddy și cașmir silk sau corset. Teddy o să fie pe margine. Îmi place foarte mult să fac combinații de-astea. Din combinațiile mele favorite, mai ales de vară. Mi se pare că așa frumos se duc de pe buze și atât de frumos se trece peste. Eu nu le simt așa nașpa. Pentru că nu mi se pare suficient de deschis, să aplic o picătură de corector în lipsă de vreun ruj mai deschis. Am terminat cu machiajul de stat în casă. Sper că v-a plăcut și v-a făcut plăcere și să stăm puțin așa de vorbă. Noi, ananașilor, ne vedem în episodul următor, care probabil va fi tot în curând, fiindcă avem timp. Vă pupăcesc, nu uitați să vedeți mereu partea pozitivă în toate lucrurile, care la început par puțin mai triste și mai dure. Și nu uitați că sunt și eu alături de voi, scrieți-mi oricând simțiți nevoia, iar eu o să vă răspund. Vă pupăcesc, ananașii mei!